Zilele culturale maghiare, ediția a doua, s-a încheiat duminică pe stadionul Avântul din Reghin. Publicul a fost invitat la o serie de manifestări pe toate gusturile și pentru toate vârstele, începând cu expoziții, concurs de gătit, competiții sportive și concerte. Începând cu azi dimineață de la ora 10, a fost o slujbă ecumenică pe scena în aer liber, la care au participat, în ciuda vremii nefavoralnice, multe persoane. După aceea programul a continuat cu campionatul de mini-fotbal, cu gătitul de guiaș tradițional, un concurs de gătit, respectiv un campionat de tenis de masă ce se desfășoară în sala alăturată. Este vorba de prima ediție a turneului de tenis de masă din cadrul Zilelor Culturale Reghinene. Eu mă bucur ca prima ediție că am reușit să adunăm 12 persoane la categoria de adult și 5 persoane la categoria de copii. După ce se termină turneul de simplu, eu sper că vom organiza un turneu și pe echipe și pe dublu. Aceste echipe se vor alege aleatoriu și eu zic că vom petrece o după-masă plăcută. Cei mai mici au avut parte de activități creative și recreative, iar participanții au putut vizita standurile de prezentare ale diferitelor organizații participante. Dorim să prezentăm lucrările realizate de către persoanele cu dizabilități care activează în cadrul grupului de art-terapie a Fundației Creștine Diaconia, filiala Reghin, precum și lucrările realizate în cadrul proiectului Art for Help, derulat în primăvară împreună cu voluntari, elevi voluntari din Reghin. Și dorim să prezentăm și activitatea principală a Fundației, îngrijirea sociomedicală la domiciliu. Organizatorii evenimentului au fost Asociația Culturală Chemeni Ianoș și filiala reghineană a UDMR. Eu sper ca toată lumea, și m-am întâlnit spre bucuria mea cu foarte mulți prieteni și colegi, consilieri români, și mă bucur că au venit și am putut servi împreună un guiaș, am ciocnit un pahar cu vin, și să sperăm că ne vom simți și ne simțim bine împreună. Ziua de duminică s-a încheiat cu concertele ale unor artiști locali, dar și un recital susținut de renumitul Benkei Laszlo.